Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit de data aceasta la mesajul colectiv de lună nouă în Pești. O lună nouă care ne invită să ne conectăm la sufletul nostru, ne invită să ne conectăm la surse și, de dragul discuției, voi spune, superioare de energie. O lună nouă în Pești care ne invită să reflectăm și să ne gândim cu atenție la ce ne dorim cu adevărat, la care sunt în primul și în primul rând credințele noastre. Peștii vorbesc despre credință. Care sunt credințele noastre despre noi, despre ceea ce ne înconjoară? Știm foarte bine și dacă nu știm, o să aflăm acum că tot ceea ce ne înconjoară, toată această realitate, experiență pe care noi o numim realitate, este creată conform credințelor noastre. Credințele noastre sunt programele din subconștientul nostru, așa cum îl știe lumea, mă rog, sub această denumire. Tot ceea ce credem că este adevărat, tot ceea ce credem se manifestă. Că tu crezi lucruri bune și frumoase, vei experimenta lucruri de genul acesta, dacă nu, ai să experimentezi conform credințelor tale. Bun, nu lungim foarte mult vorba, haide să vedem despre ce vrea să ne vorbească această energie de lună nouă în Pești. La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor, mamelor, de toate felurile, de toate tipurile, din toate dimensiunile, pentru că astăzi fac această filmare pentru lună nouă în Pești, și anume 8 martie, și vă salut și vă pup și vă îmbrățișez, dragele mele, și vă iubesc de numai, știți foarte bine lucrul ăsta. Bun, haideți să vedem cum se numește această transmisiune pe care doamna lună nouă în Pești vrea să ne aducă astăzi. Answering the call, să răspundem chemării sufletului nostru, și încă una, miracles, miracolele, evident. În momentul în care, și am spus-o de foarte multe ori pe canal și voi continua să o spun până când cât mai multe persoane vor auzi lucrul ăsta, cu cât ne vom da voie să ascultăm mai mult chemarea sufletului nostru și nu ne vom lăsa trași înapoi în zona de confort, în zona fricilor noastre, cu cât vom face mai mult lucrul acesta, cu atât miracole se vor întâmpla mai mult, mai des, mai frecvent în realitatea noastră. Îți spun în felul următor, dacă simți o chemare într-o anumită direcție, du-te, da? Așteaptă-te la soluționări miraculoase, așteaptă-te la oportunități foarte faine să vină către tine, da? Ajutorul din partea spiritului, din partea sinelui tău este acolo, doar în momentul în care tu faci primul pas, da? Și te hotărăști să mergi către ceea ce dorești, restul ajutorului și suportul vine. Bun, foarte bine, foarte frumos, haideți să vedem ce altceva vrea să ne mai transmită doamna lună nouă în Pești. Ia să vedem, dragii mei peștișori și toată lumea, nu doar pentru peștișori. Ia că casa a șaptea, casa parteneriatelor și a relațiilor, este scoasă în evidență. Poate vorbim despre iubire în această perioadă și poftim și energia lui Neptun, cea care guvernează zodia peștilor, da? Că toți suntem, transmitem această energie aici și acum. The Dreamer se numește visătorul, el vorbește despre visare, el vorbește despre iluzie. Ne poate fi păcălicios, să spunem, acest Neptun, ne poate ține în zona aceea de iluzie. Iluzia poate să fie cât se poate de frumoasă, dar și frica este o iluzie. Să vedem pe unde ne scăldăm, să vedem cum ieșim și din una și din cealaltă și să facem pași concreți către ceea ce ne dorim. Bun, hai să mergem mai departe și hai să vedem și de aici cu ce mesaj vrea să vină doamna lună. Ia să vedem, doamna lună, ce zice doamna lună? Tot cu Venus vine și este un Venus în Pești de data aceasta și nici nu mă miră. Uite, Colivia, uite unde ești în momentul de față, vedem iubirea simbolului Venus este deasupra ta. Ai impresia că nu poți ieși de acolo, cușca aceasta este formată din credințele tale. Sunt acele gânduri, acele programe, definiții care te limitează, ți-au format această cușcă și stai și te dai cu capul de gratie acolo crezând că nu poți ieși. Ce să vezi, ușa este și a fost întotdeauna deschisă, doar că refuzi să o vezi.
Poate în această perioadă ți se oferă oportunitatea, da, să vezi acea ușiță, ușa pe care o vedem aici deschisă, dar îți spune, du-te, acum este momentul. Răspunde acestei chemări, poate este vorba, așa cum am văzut cu casa a șaptea, este vorba despre iubire, este vorba despre relații, de voie să ieși din cușca aceea creată de tot felul de frici, temeri, dar poate fricile de relații și așa mai departe. Gândește-te, meditează și contemplează ce te ține într-o zonă care nu-ți face sufletul să cânte, nu te face fericit, de ce mai stai acolo? Mergem mai departe și să vedem niște puncte cheie. Mă scuzați timbrul vocal, dar ate. Hei, no, ce spuneam? Izolarea prin gânduri, cușca pe care am văzut-o mai devreme. Care sunt gândurile tale predominante? Sunt gânduri frumoase, sunt gânduri de fupa, de fericire, de libertate sau de frică. Revin că, uite ce să vezi, trebuie să mai facem și niște sport. Ok, energia lui Mercur, o vedem, comunicare, s-ar putea să fie comunicare, mesaje, poate să fie și comunicarea pe care tu o ai cu tine, comunicarea pe care o ai cu divinitatea, cu spiritul. Ce îi transmiți acolo? Ce gânduri pleacă din cutia ta craniană de acolo? Ce impulsuri electromagnetice? Ce fotoni? Că nu, e lumină, da? La urma urmei gândul. Ce servești tu universului? Pentru că ceea ce servești tu universului, aia se întoarce la tine. Dacă tu servești tot de la de teamă, de frică, de neîncredere, ai să-ți reclădești din nou și din nou și din nou cușca în care te afli. No, bine, haideți să vedem mai departe ce ne mai spune, ce ne mai spune, cât de bine ne spune, uite toxicitatea, uite modelele toxice de gândire și comportamentale, uite starea de victimă, de lack, de a nu avea, doubts, dubiile și nesiguranța în care tu te afli, că nu ai încredere în tine, te face să nu ai încredere în absolut nimic din jurul tău. Totul pleacă de la noi, fie că ne place să credem scuze, lucrul acesta sau nu. Știu că plutesc gânduri în eter în momentul de față care spun, dar ăla mi-a făcut, mi-a adres, mi-a nu știu ce și așa mai departe. Discuția poate fi foarte lungă și știți foarte bine că în timpul citirilor nu prea am timp să fac lectures, da, prelegeri de genul acesta. Tot ceea ce tu experimentezi, inclusiv agresorul tău, da, este o proiecție a ta, este o construcție a ta, conform credințelor tale, conform unor înțelegeri la nivel de suflet, da, poate să fie încă o variantă. Nu ai de ce să te superi pe lucrurile pe care le experimentezi, că ce să vezi, te superi doar pe tine, că tu ai fost de acord cu ele la nivel de suflet, tu le-ai creat în această realitate. Bun, ideea este să conștientizăm lucrurile acestea și să le schimbăm. Separation longing. O, Doamne, nu știu dacă unii dintre voi ați trecut printr-o separare, nu știu, și încă a rămas gândul acolo. Este un ciclu toxic, da, în care tot te învârți și te învârți și te învârți și te învârți. Dă drumul trecutului și lasă lucrurile să se întâmple și să fie în voia lor, ia cât încheierea de capitole. Este păpat acest capitol, s-a terminat, pa-pa, bye-bye, cum vrei tu să-i spui, dă-i drumul. Dă-i drumul și dă-ți voie să mergi într-o altă direcție, nu ești o victimă a trecutului tău. Dacă vrei să alegi să fii o victimă a trecutului tău, asta este. Ce vedem la rădăcina pachetului? Distanțarea, retreat or time out și iată change, schimbarea și acțiunea. Probabil, în cazul unora dintre voi, în această perioadă guvernată de luna nouă în pești, pentru că veți sta și veți reflecta și vă veți gândi și veți analiza treburi la nivel de suflet, treburi așa foarte, foarte adânc în ființa voastră, veți ajunge la concluzia că ceva este toxic, că ceva se tot învârte pe repeat, tot repeți pattern-uri și tot felul de nebunii pe acolo pe care le-ai văzut. Acum recunoști lucrul acesta. Ce ai de făcut în momentul în care le-ai recunoscut? Bine, poți face două lucruri. Să te bălăcărești în continuare în ele, crezând că se va schimba ceva sau efectiv tu să faci primul pas către schimbare, să ai curajul să faci această schimbare, pentru că altfel nimic nu se va schimba acolo. Mergem mai departe cu doamna Lună, că doar în energia ei ne aflăm în acest moment.
Look at the bigger picture, îți spune, uită-te la imaginea de ansamblu, măi, dacă pute, pute. Tu ai impresia că dacă cineva, să zicem, care are un comportament nu știu cum, nu și-o da seama până acum că n-are țiglele pe casă, tu ai impresia că o să-și dea seama acum că ce, că e luna nouă pe ce? Nu! Tu, dacă vrei să vezi o schimbare acolo, tu trebuie să faci mișcarea, tu trebuie să fii schimbarea. Bun, uită-te la imaginea de ansamblu și ai să vezi situația în care ești altfel. Prosperitatea este la orizont, vine energia taurului să-ți spună lucrul ăsta, dar tot taurul vine și vorbește despre lucruri solide, despre lucruri palpabile, despre lucruri concrete. Chiar dacă te miști mai greu, chiar dacă nu faci 10 pași din prima, fă unul. Susținerea din partea spiritului o ai. Nu-ți fie teamă cum o să mă descurc, ce o să fac, ce o să bla bla bla. Prosperitatea este acolo, da? Energia taurului îți spune să nu îți faci griji. Da, take time to breathe out. Dă-ți timp să stai, să respiri, să te odihnești, să meditezi asupra unor situații sau aspecte din viața ta și din tine. Și vezi la ce concluzie ajungi acolo, pentru că vedem ceva ajunge la apogeu. Poate să fie picătura care umple paharul, Doamne ajută, inshallah, poate să fie cuțitul la os sau ce alte expresii motivaționale mai avem noi în cultura noastră. S-ar putea să se ajungă acolo, ceea ce este foarte bine, pentru că vedem se încheie un ciclu din viața unora dintre voi care este foarte, foarte toxic. Hai să vedem mai departe tot pe calea astrelor ce vrea să ne mai spună doamna Lună. Doamna Lună spune în felul următor că dacă vom persevera, dacă vom face primul pas și în ritmul nostru și pe al doilea și pe al treilea și așa mai departe, putem ajunge din ce în ce mai sus. Putem accomplish, Doamne, realiza niște lucruri extraordinare, dar avem nevoie de această energie a Capricornului, mă rog, a Pământului, grounded, nu mai trăim doar în visare, visez că îmi schimb viața, visez că nu știu ce, nu, fac lucrurile concret, fac lucrurile practic, tot pe energia Pământului mergem, că ce să vezi, și că în Taurul și Capricornul, cu Luna în Taur vorbim despre self-esteem, despre stimă de sine, despre iubire de sine. Toate astea vin în momentul în care tu te accepti sub toate formele tale, sub toate variantele tale. Nu mă accept doar într-o singură formă, doar într-o singură ipostază și așa mai departe. Mă accept, că de acolo pleacă, pornește și iubirea. Nu pot să mă iubesc dacă nu mă accept. Mă accept și ca, nu știu, ce sunt eu ca profesie, și ca mamă, și ca soră, și ca iubită, și ca aia, și ca aia, și ca cealaltă. Da? Dacă am vreo problemă cu unul din aspectele mele, asta înseamnă că nu mă pot iubi, da? Cu adevărat, pentru că ceva din mine nu am acceptat. Dă-i cu acceptare de sine, pentru că asta duce la iubire și, bineînțeles, la creștere și dezvoltare personală. E, despre asta este vorba, pentru că vedem eclipsa în balanță. Mesajul este foarte clar, spiritul spune, mulți dintre noi, dacă este mesaj colectiv, în această perioadă, prin legăturile puternice cu sinele nostru, cu divinitatea, cu credințele noastre. Credințele, cele mai importante sunt credințele noastre despre noi. Măi, ce cred eu despre mine? Cum mă văd eu pe mine? Ce părere am? Și așa mai departe. Unde mă poziționez? În fine, pe aici, pe acolo, pe scara vieții și a lumii. Se va ajunge la niște rezultate și la niște răspunsuri, nu rezultate, la niște răspunsuri extraordinare și în urma acestor răspunsuri, în urma acestor conștientizări profunde, se vor face niște schimbări majore, vom pune în balanță tot ce înseamnă relații în viața noastră, că sunt relații de colegialitate, că sunt de prietenie, că sunt de iubire. Stai puțin, dar eu de ce stau aici? De ce să stau să suport eu toate mizeriile acestei persoane? De ce să stau să port conversații inutile, fără rost, plictisitoare și strict descrescătoare și așa mai departe? De ce, de ce, de ce? Ce cred eu despre mine ca fiind adevărat despre mine, astfel încât să stau într-o situație de genul acesta? Că nu merit mai mult, că nu pot mai mult și așa mai departe. Vezi ce iese la suprafață, stai tu cu foaia de hârtie și pixul în mână și observă ce iese la suprafață și lucrează pe acel aspect. No, bine, mergem mai departe cu Sfântul Osho. Haideți să vedem și de aici ce anume ne spune. Uite cât de frumos ne spune zecele de cupe, armonia între minte și suflet. Și inimă, da? Hai să-i spunem așa. Dacă, și am mai spus lucrul acesta, vei ajunge în starea aceasta de armonie în momentul în care ceea ce este aici se pupă cu ceea ce este aici.
că degeaba îmi spun eu niște treburi, bla 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 bla, dacă aici eu nu le simt, da? Trebuie să se pupe. Dacă nu se pun de acord una cu cealaltă, nu vom trăi într-o stare de armonie și asta se va vedea evident în jurul nostru. Ia cât aventura. Uite cum ne invită luna nouă în Pești să descoperim teritorii noi, să ieșim din întunericul în care am stat până acum, în toxicitatea în care am stat până acum și să mergem către ceva nou, pentru că, ce să vezi, noi suntem maestrii vieții noastre. Dar doar din punctul ăsta de coherence, de aliniere perfectă între ceea ce gândim și ceea ce simțim, doar din punctul acesta putem manifesta acele realități pe care noi susținem că le dorim cu adevărat. Compromise, compromisul. Păi cât să mai compromit? Ce trebuie să compromit pentru a, nu știu, obține ceea ce îmi doresc cu adevărat? Merită să mai fac aceste compromisuri, da sau nu? Iată foarte multe de teme de casă ne dă luna nouă în Pești de data aceasta și foarte bine face. Succesul, victoria, reușita o vedem aici, dar tu ai de lucrat cu tine, tu trebuie să vezi exact privind imaginea de sus, da? Privind imaginea de ansamblu, să vezi exact unde te afli, unde te poziționezi, unde vrei să ajungi, care sunt pașii pe care, în mod logic și firesc, ar trebui să-i faci până acolo. Că dacă tu ești aici și vrei să ajungi aici, dar tu faci pași în direcția asta, sau bați pasul pe loc, ce să vezi? Nu o să ajungi niciodată. Îți spune foarte clar, prosperitatea este la orizont, succesul este acolo, dar tu trebuie să lucrezi cu tine, să încetezi dialogul interior și exterior, de ce nu negativ, și comparația, iată-te cu cinciul de săbii, și dependența de alte persoane. Teama de a merge singur, nu știu, pe drumul vieții tale, în aventura pe care tu susții că ți-o dorești, dar dacă nu o să-mi iasă, dar oare o să fie cineva acolo să mă prindă, să mă susțină plasa aceea de siguranță? Vezi ce faci cu lucrurile astea. Hai să mergem mai departe, hai să mergem cu astea mai departe. Da, hai să mergem cu astea mai departe și să vedem. Da, exact. În urma punerii în balanță a prietenilor, relațiilor de tot felul în această perioadă, unii dintre noi vom înțelege că nu, ceva nu este bun pentru noi, chiar dacă, nu știu, ne-am creat noi un vis, o iluzie în jurul acelei situații, că o fi, că o păți și am brodat-o, am îmbrobodit-o noi foarte frumos. Esența ei este toxică sau poate se repetă un pattern, un model pe care l-am văzut anterior și atunci, conștientizând lucrul acesta, va trebui să-i spunem stop. Bine, va trebui. Dacă vrem și alegem să facem lucrul acesta, pentru că, repet, nimeni nu se pune de-a curmezișul. Și vedem cartea comunității, vedem ajutorul din partea celor din jur. Cere ajutorul, da? Dacă simți că nu poți face lucrul acesta. Pentru a pune capăt unei situații din prezent sau poate ceva ce deja s-a încheiat, dar nu știi tu cum să faci să treci pragul, să treci dincolo. Cere ajutorul, pentru că este, și am mai zis-o de multe ori, primul semn de iubire de sine și apreciere de sine. Măi, ajută-mă să mă înțeleg, ajută-mă să-mi schimb părerea vis-a-vis de ceva, pentru că, uite, am finit simfonie neterminată. Fie că tu tot cânti această simfonie, fie că mai este, că este cineva care consideră că nu a încheiat această partitură, această simfonie cu tine și tot încearcă să te tragă în acea energie a trecutului, nu știu, fiecare va rezona altfel, sau mă rog, diferit cu mesajul acesta. Indiferent care este situația, spiritul îți spune, fă bine să pleci de acolo. Dar din nou cântărirea o vedem, este ceva nou și este ceva vechi. Pune-le în balanță, vezi ce este bun pentru tine, ascultă-ți sufletul, deep knowing, be fair, da, fii corect tu cu tine, ascultă-ți intuiția, ce-ți spune intuiția ta, ce-ți spune sufletul tău, sigur el îți dă un răspuns, dar tu îl ignori sau nu-l bagi în seamă sau nu știu, da, din teamă, din frică, din obișnuință și așa mai departe. Ia să vedem noi și de aici ce vrea să ne mai spună. Go forward, du-te mai departe, ieși sau intră sau whatever, da, pe ușa asta deschisă, oportunitatea asta care a venit sau vine către tine, nu știu, dar continuă să mergi, așteaptă-te, să spune clar, la soluții miraculoase, așteaptă-te la lucruri foarte frumoase, dar pentru asta trebuie să continui să mergi, nu te opri, te-ai oprit de atâtea ori, de prea multe ori îmi vine să spun te-ai oprit, de data aceasta spiritul te roagă foarte mult să mergi mai departe.
stai tu cu tine zilele astea, cât mai mult posibil, da? Stai, meditează, reflectează, stai în liniște și vezi ce-ți spune sufletul tău. Pentru că este singurul care știe ce este mai bine pentru tine, știe că ești pregătit de lucruri absolut senzaționale. Sinele tău îți cunoaște potențialul, tu nu-ți dai seama de lucrul acesta. Poți ajunge să culegi niște fructe foarte frumoase. Mi-a ieșit schema cu cotul, ați văzut? Vă văd și pe voi dacă vreți. Poți ajunge să trăiești o realitate absolut minunată, dar în primul rând trebuie să crezi în tine, trebuie să ieși, dacă vrei, da? Din modelele acestea negative, din modelele acestea toxice, iartă-te pe tine, iartă-i pe ceilalți, pentru a te putea desprinde de energia trecutului și de modelele vechi release. Te vei elibera prin această iertare. Dă-ți voie să faci lucrul acesta, simte lucrul acesta și asta te va elibera și poftim love. Că vine, că este, că trebuie să fie, iubirea este esențială. Bun, hai să vedem și o țărică tarotul ce vrea să ne spună în această perioadă. Ne vorbește despre iubire, despre relații, despre prietenii cu doiul de cupe, poftim. Poate să fie ceva nou care să vină către tine, vedem asul acesta de monede. Ceva nou prin care poți construi niște lucruri absolut minunate dacă ai încredere, dacă îți dai voie să mergi mai departe, dacă nu te mai lași tras înapoi sau, mă rog, împiedicat de ce? De atașamentele de trecut care te țin în această spirală. Te țin în experimentarea acelorlași lucruri. Nu-mi iese cuvântul. Știi ce vreau să zic, dar nu-mi iese cuvântul acum. Din nou și din nou și din nou. Trebuie să exersez treaba asta, dar azi nu-mi iese. Bun. Și vedem împăratul. Autoritatea, acum nu știu dacă aveți de a face cu cineva în berbec, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în berbec sau sunteți voi în această zodie, că vreau să zic zonă, în această zodie, cred că răceala aș face simțită prezența. În fine, trecem peste asta, că nu ne lăsăm controlați. Tu să devii autoritate în viața ta, tu să preiei controlul vieții tale, pentru că altfel ai să te tot învârți în spirala aia de numa. Ce să vezi, poftim. În centrul citirii, treiul de săbii și aici vorbim despre dezamăgire, despre suferință, probabil în dragoste și iată forța de a trece peste lucrurile acestea și de a merge mai departe. Forța de a tăia cordoanele care te leagă de energia trecutului. Ia să vedem, ok. Și vedem și energia peștilor aici, că tot vorbim despre ea, este sacrifice. Mă rog, este spânzuratul, iluminarea, ieșirea din starea de sacrificiu, ieșirea din starea de victimă. Pentru că știți foarte bine, starea de victimă nu o să te ducă la absolut nimic bun. Hai să vedem, follow the passion. Urmează pasiunea și nu mai bate pasul pe loc, nu mai aștepta, nu mai amâna lucrurile. Du-te mai departe și îți spune foarte clar, vei ajunge acolo unde îți dorești. Haideți să vedem și niște lămuriri. Why is the two of cups? Nu mă așteptam, sincer, ca luna să, în pești să vorbească despre iubire, dar ea cât o face. Uite cartea soarelui pe doiul de cupe. Îți spune foarte clar că este ceva nou, că apare ceva nou. Să nu-ți fie teamă, da? Pentru că este o conexiune care te poate duce la fericire, te poate duce la încântare dacă îi dai voie, dacă îi dai voie, uite, de două ori cinciul de cupe, bocitul ăla după trecut, care te împiedică pe tine să plantezi o sămânță nouă acolo. Treci podul, da, știi foarte bine, dă foc podului și dă-ți voie să mergi mai departe. The Queen of Pentacles, nu știu dacă unii dintre voi plângeți după cineva în zodie de pământ, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în zodie de pământ sau cineva în această zodie face lucrul acesta pentru voi sau ați avut de-a face cu un partener karmic. Oh, The Lovers, ok, cartea îndrăgostiților, o vedem pe cartea împăratului aici. Există și oarecare nevoie de control, îmi spune spiritul, în cazul unora dintre voi când vine vorba despre relații. Și controlul ăsta, sau nevoia de control, vine tocmai în urma experiențelor pe care le-ai întâlnit și în urma dezamăgirilor. Bun, da, vine ceva nou, vine o ofertă nouă, da, să ne înțelegem. Poate să fie o ofertă de parteneriat, poate să fie o ofertă de iubire, dar ai tendința de a controla această relație tocmai pentru că sunt foarte multe răni acolo. Și cartea Hermitului o vedem pe treiul de săbii. Stai și gândește-te și meditează, contemplează la rănile tale, acceptă-te așa cum ești,
onorează-ți experiențele și onorează-ți rănile. Șasele de cupe, îl vedem foarte frumos, este pe cartea forței. Fie îți spune spiritul să ai curajul să primești această nouă energie în viața ta, putem vorbi de suflet pereche și de o relație foarte frumoasă, așa cum am văzut, pentru unii dintre voi, sau poate să fie un parteneriat extraordinar. Poate fi și cineva în leu cu ascendent Venus, Lune, nodul nord în leu. Nu este obligatoriu, acolo vorbim despre curajul de a spune da. Ok, și vedem planurile de viitor, da, iluminarea, da? Să nu mai stăm noi acolo în energia de victimă, să ne bălăcărim în apele acelea murdare, ci să ne uităm cu curaj, entuziasm și, de ce nu, fericire așa, către ceea ce urmează să vină. Nu mai bate pasul pe loc. Teama aceasta de pierdere, teama de respingere și așa mai departe, te țin în energia trecutului și te fac să bați pasul pe loc, ceea ce nu o să te ducă la absolut nimic nou și știi lucrul acesta. Treiul de săbii din nou. Dezamăgirile sunt cele care se opun acestei flăcări, acestei pasiuni, acestei iubiri. Vine pasiunea, vine iubirea, hop, apare dezamăgirea, hop, apar rănile sufletești care spun halt, stai pe curul tău aici, nu te duce că nu-i bine, că s-ar putea să-ți o iei încă o dată. Este o bătălie interioară extraordinară, dar spiritul îți spune, tot ceea ce simți acum sunt valuri, da, ale trecutului, energia ale trecutului, care evident încearcă să te țină acolo, în energia cunoscută, în zona aceea de confort, chiar dacă nu este ok și nu e confortabilă. Înțelege că e doar mentalul tău, doar acele conexiuni neuronale pe care le-ai tot întreținut, vine momentul să le conștientizezi și să le spui stop, vine momentul să iei o hotărâre, iată-te, importantă, de a schimba direcția, de a merge într-o direcție nouă, nu știu dacă neapărat spre regele acesta de cupe sau nu, să mergi pe direcția sufletului tău este cel mai important, iată-te și marele preot. Aici vorbim despre... Vorbim despre credințe din nou, credințe legate de iubire, credințe legate de tot ceea ce înseamnă relații și cuplu. Ia vezi care sunt credințele tale. Uite, frica ta de frica ta de angajament, frica ta de a intra poate într-o relație de lungă durată sau căsnicie și așa mai departe, pentru că există foarte multe definiții limitative acolo, există foarte multe credințe care nu te ajută. Este cineva care vine să-ți propună niște treburi, da, de viitor, de a face, de a trece și pe tine te ia din toate cele. Și asta te face să bați pasul pe loc, pentru că există foarte multă neîncredere. Spiritul îți spune foarte clar, nu ai de ce să te temi, pentru că aici, în această nouă energie, vorbim de corectitudine, vorbim de egalitate. Dar, na, asta trebuie să lucrezi tu cu tine, că nu putem noi să te convingem. Da, uite, nu știu ce să aleg, nu știu ce să fac, stau în starea de confuzie pentru că mi-este teamă. Hai să vedem puțin și din amorul ghebos, dacă tot ne-a dus pe energia asta. Și să vedem ce vrea să spună, să ajunge să vă cunoașteți. Nu știu, poate vei cunoaște pe cineva sau este o relație la început și e nevoie de ceva timp să vă cunoașteți pentru a se putea elimina aceste temeri, aceste frici pe care le vedem aici. Și ce mai avem? Da, iartă și învață. Iartă trecutul, analizează trecutul, conștientizează trecutul, uită-te la el dintr-o perspectivă mai înaltă. Învață ce ai avut de învățat de acolo și iartă ceea ce este de iertat. Și este nevoie de discuții sincere între tine și cealaltă persoană. Ok, spune, mi-e teamă, mi-e frică, că de aia, că nu știu ce. Fără să judeci, dacă, mă rog, altcineva îți spune lucrul acesta, ascultă fără să sali, fără să judeci. Oamenii vor fugi întotdeauna de judecată. Și asta se întâmplă chiar și în relațiile intime. Persoane care nu-și permit să-și deschidă sufletul și să spună că se tem de ceva, tocmai că se tem de a fi judecați. Din păcate, oamenii nu știu să asculte, oamenii doar sunt atenți cât de cât la ceea ce spune celălalt și se pregătesc să răspundă, să dea o replică, cât mai repede, cât mai nu știu cum. Nu, ascultă și taci, nu trebuie neapărat să spui ceva, taci și ascultă. Bun, da, vorbim din nou de credințe. Credințele sunt extrem de importante aici, despre asta ar fi bine să se discute în prietenii, în relații de cuplu și așa mai departe în perioada următoare. Care sunt credințele mele? Ce am eu impresia că nu știu ce, bla 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 și așa mai departe? Să se discute cât se poate de sincer. Bun, haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pe care doamna Lună vrea să ni-l aducă.
Da, cristal, care spune în felul următor, să ai speranță și încredere, deoarece este ceva nou, nouț și pozitiv, dincolo de linia orizontului și tu încă nu poți vedea. Nu poți vedea încă de ce, chiar dacă este în fața ta, pentru că sunt foarte multe temeri, foarte multe frici acolo. Și Shanti, care vine și spune în felul următor, este îngerul păcii și îți așterne în fața ta un drum dincolo de ușa pe care am văzut-o deschisă la început, lin și fără obstacole. Dar pentru asta trebuie să lucrezi cu tine, pentru asta trebuie să crezi. Și iată că îți spune și Teresa, oprește-te puțin în această perioadă, în aceste zile și stai tu cu tine. Da? Oprește-te, ai fost prea ocupat să ai grijă de toți ceilalți din jurul tău, vine momentul să te oprești și să ai grijă și de tine. Dragii mei, acestea sunt mesajele pe care Doamna Lune Nouă în Pești a vrut să ni le aducă de data aceasta. Cu scuzele de rigoare pentru vocea pe care o am, atât se poate, asta este. Dacă v-au plăcut mesajele, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de comenti și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!